De aceea suntem așa de trăzne, de bine îmbrăcați, pentru că îi mai frig înăuntru decât afară. Salut! Foai! Azi e ziua de scăpat de... Salut! Filmez! Asta e ziua de scăpat de o serie de griji. Am început de ieri. Uite ce faine! Da, și astea au zăcut pe mediul nutritiv o grămadă de vreme. La frig? Unele la frig, altele în camera de creștere. Da, astea pe VGG l-au fost la frig, conservate timp de dracu știe câte luni, 4 luni. Ești din 4-11. Ai, mamă, excelent s-au păstrat. Alea pe VGG, una din mediile... Umplem zona colinară Transilvaniei. Da. O faceți plante invazive. Da. Asta chiar este invazivă, dacă omul nu leagă cum trebuie. Acum e acea problemă la mine acasă cu cătina. Nu am mai zis la mine. Acum am scos o parte ca să nu mai vând. Are peste tot numai rădăcini de cătina. E chiar așa de... Se vadă peste vreo 2 ani de zile că toată grădina ni se umple. Îi bag un erbicid. Dar problema e că dacă bag erbicid nu s-a tem, bag de la sistemii, ăștia trimit de la joc care cu și sunt plantele alea care sunt pentru omologare, care nu... Deci baze fără rădăcini. Nu, că se vede baze fără rădăcini. E separate. Și atunci... Pur și simplu buchete de lăstari. Dacă am cine să le văd, dacă le la murul ăsta, îi... Astea la pe care nu știți? Nu, ăsta e evergreen-ul, ăsta e arhi-cunoscut în întreaga lume, nu seamănă cu nimic altceva. Cu doi în America. La ăsta norocul lui că pornesc frumos lăstarii de jos, nu fac ramificații secundare peste tot. Da, este oare ceva special care face ramificații secundare? Sus. La in vitro. Am văzut că și... Da? Da, puține. La noi nu se prea întâmpla. Nu? Foarte puține. De mult, dar pe concentrație mică sau chiar deloc. No, la mine, la noi foarte puține. No, aia e ciudat pentru că și la afin era o chestie că pornea numai din bază, sus foarte puține ramificații. Și murul pornește numai din bază, jos se ramifică și mai sus deloc. Dar chiar deloc, ciudat. Deci... Pot să aduc, dacă vrei, nu-i problema. Asta m-a dus pentru aceea, trebuie să mă întâlnesc mai târziu. Și apoi am luat cu mine să mă arătesc pe la locul. Dar ce-ți trebuie acum, ție? Vreau 45 de afin. Și cum le duci? Da, pe dar nu s-a și de gătă, îmi bate că-i bag într-o plasă. Iui, 45 de afin, da, crema și nuță. Aia e cât o box de banane. Trema și nuță. Eventual... Și pe Cristi. Îi facem bagajul și se vad dacă bate sau dacă nu. Vedeți, s-a lăsat în două, clar. Deci pur și simplu un buchet se împarte în mai multe. Și după plus că mai trebuie vreo 5 murți, mă văd ceva la cap, că trebuie 5 murți, 5 cocăți, 5... De smoculețe de lăstari individuale. Ne legați între ei. Acum cam am nevoie de bani că mă duc duminică către Polonia. Pentru masa asta, ca să nu știu așa până în viața mea. Stai, Dita, mai... O blondă fatală pentru Alex? Da! Îi dă pe brunești, în polonezi. Mie îmi plac blondele, dar nu așa de mult. Da,
Da. Mie îmi place genul de femeie. Dar nici plante. Cum? De plante. Păi da, e ceva. Păi, pe simplu. Ce aveți? Vă dau, dacă vreți pentru invitație. Da, da, da. Ah. Iui, dacă cumva da, au să scat un soiul smoky. Da, așa, câte două, trei plăte. Și Modrii Triumf, dacă au cumva, ți le plătesc. Modrii Triumf... Da, păi, ok. Păi nu știu ce mai au ei acum pe stocașe de târziu. Eu mă uit și dacă văd ceva chestii dubioase... Dacă este lonicera Modrii Triumf și s-a scat unul... Păi eu ajung... luni dimineața la o pepinieră unde anu, de acolo eu numai crocă zoșu și atâta. Și după aia mă duc... Ce soi? Rondom și Ionker. Și de din Ionker Vanteț? La Rondeus. Dar ăla e foarte scump și iar numai pentru meu scump, că ăsta la mine să mi se vinzi. Mm-hmm. Interzis la vânzare, dacă e autorizație. Și de dincolo iau două feluri de zmeură, tulamin și polca, caucaz negru, două feluri, și bacetiză, și ce mai oare, mur. Da, ăla o să vă trebuie, cred că e murul la gaz, ca să ați bat deja? Da, dar nu, nu trebuie. Avem, dar prea puțin, prea puțin, abia patru bucăți. Abia patru bucăți avem. Da. Încă ceva. Ceva documente. Pe toate iau cu factură, cu certificat, cu ăsta, fitosanitar, așa fost. No, ăla nu știu la gazda dacă e liber la multiplicare. Se pare că da. Cocăzul... Da, cum o să mă uit. Ăla sigur e liber. Cocăz negru avem, da. No, și... ăștia doi cocăz roșu e liber. Zmeurul, cred că e... Ba, s-a putut de fapt. Care? Polca. Polca? Ăla se pare că nu. Ăla nu. Ăla e liber, tulaminul. Tulaminul, da, ăla... Da, și cred că numai cam astea aduc acum. Ioi, dacă cumva este, amelanchiera alnifolia soiul smoky. Orice ciudat. Bun. Okay. Nu s-ar aduc câte vreo două, trei bucăți, dacă chiar așa, de curiositate să fie. Așa. Și dacă este cumva lonicera camceatica soiul Modrii Triumf sau ceva de genul ăsta? Acum, soiul vechi, chiar că-ți călășiți minte, Alex. Dacă îmi scrii pe mail... Bineînțeles că îți scriu. Da. Bineînțeles că scriu. Da. Cu amelanchier canadensis am rezolvat. Nu le poți duce. Asta să-ți scoți din cap. Gândește-te la altă variantă. Trei mașinuță. Câte nouă. Hai că să... Sau iau... Suntem la magazin. Gata, am pus să-l iau. No, filmul ăsta a ieșit perfect. Trăznet. Trăznet. Mersi. Ce? Dar așa le plac. Așa le plac. Ce mai superb. Trăznet.